Aloha prieteni, eu sunt Tsunami, iar astăzi vă voi prezenta proiectul Ultras NFT, o colecție de NFT-uri lansate pe blockchain-ul Elrond, ce au deja o utilitate în cadrul unei platforme din spațiul pariurilor sportive numite NerdTips. În următoarele minute vom analiza acest proiect, dar și platforma NerdTips și vom vedea beneficiile oferite celor ce dețin aceste NFT-uri. Ultras NFT reprezintă o colecție de 2000 de NFT-uri inspirată de suporterii echipelor de fotbal și care a fost special creată pentru a ajuta la expansiunea proiectului NerdTips, un site ce oferă anumite pronosticuri pentru microbiști. Colecția a fost lansată în luna aprilie și a avut deja două etape de sale, iar aceasta le oferă holderilor posibilitatea să devină asociați și să obțină un venit pasiv din cadrul platformei NerdTips. Dezvoltarea acestei platforme a durat mai mult de 2 ani, aceasta fiind realizată de o echipă de ingineri ce și-au propus lansarea unei soluții de prezicere a meciurilor de fotbal folosind atât inteligența artificială cât și machine learning pentru a oferi cea mai bună analiză a unui meci de fotbal din punct de vedere sportiv. Platforma se axează pe un domeniu foarte popular și profitabil, aceasta având avantajul că se adresează clienților din toată lumea, mai ales că oferă ponturi sau idei de pariuri pentru meciuri din peste 160 de campionate de pe glob. NerdTips a fost lansată în iunie 2021, iar în prezent platforma este accesată de peste 200 de useri în fiecare zi și oferă deja un venit lunar de aproximativ 1000 de dolari. Aceasta are utilizatori din diferite țări precum Franța, Germania, Grecia sau Marea Britanie și oferă o gamă largă de tipsuri pentru meciurile de fotbal și chiar include un sistem de trust sau de încredere care arată ce șanse sunt ca predicția oferită de algoritmul platformei să se adevărească. De asemenea, NerdTips include și o secțiune numită Bet of the Day, unde găsim meciurile cu cel mai mare nivel de trust din ziua respectivă. Această secțiune având până în prezent o precizie de 72% din pronosticurile oferite. Pentru a atrage mai mulți utilizatori, site-ul oferă și o perioadă de trial de 3 zile pentru cei noi pe această platformă, perioadă în care aceștia pot testa și înțelege serviciile oferite de NerdTips, având apoi posibilitatea de a opta pentru un abonament lunar ce poate costa între 30 și 50 de dolari în funcție de țara din care accesați platforma. Iar rolul colecției Ultras NFT este de a ajuta la creșterea acestui proiect, toate veniturile obținute din vânzarea acestor NFT-uri fiind apoi alocate pentru marketingul platformei de pronosticuri, în timp ce holderii acestor iteme digitale vor obține un procent din profitul realizat de NerdTips. Prin această acțiune de marketing, dezvoltatorii doresc să crească numărul de utilizatori de pe platformă și să ajungă la un venit lunar mult mai mare, având în vedere că NerdTips obține deja din subscripțiile lunare peste 1000 de dolari și asta fără nicio campanie de promovare. Colecția Ultras va avea 2000 de NFT-uri bazate pe ultra și echipelor de fotbal, din care 50 de NFT-uri numite Easter Eggs vor fi puțin mai rare și vor oferi un venit pasiv mai mare proprietarilor. Proiectul Ultras NFT va aloca 60% din veniturile obținute de platforma NerdTips celor care dețin cel puțin un NFT din această colecție, această sumă fiind împărțită între cele două categorii de NFT-uri. De exemplu, 50% din profitul platformei va fi distribuit proprietarilor de NFT-uri, în timp ce 10% vor merge către cei care dețin un Easter Egg, un NFT de o raritate mai mare ce va putea fi recunoscut după logo-ul NerdTips, ce va fi plasat în unul din elementele ce compun NFT-ul respectiv. Proiectul prezintă în white paper și o simulare pentru a oferi o imagine a veniturilor pe care holderii NFT-urilor Ultras le pot obține în fiecare lună, în funcție de venitul obținut de platformă. De exemplu, dacă platforma va avea un număr de 300 de utilizatori ce plătesc abonament și va ajunge la un venit lunar de 12.000 de dolari, proprietarul unui NFT va primi 3 dolari pe lună, în timp ce holderul unui Easter Egg va avea dreptul la suma de 24 de dolari. Bineînțeles, venitul pasiv obținut va crește odată cu numărul de utilizatori ce folosesc un abonament plătit, iar la 1000 de subscripții plătite, holderul unui NFT va obține 10 dolari pe lună, în timp ce o persoană care deține un Easter Egg va primi 80 de dolari. Chiar dacă Ultras NFT se află doar în a treia etapă de sale, platforma a început deja distribuirea venitului pasiv, iar proprietarii NFT-urilor mintate până în prezent primesc în fiecare miercuri suma alocată. De asemenea, un alt venit pasiv din deținerea unui NFT din colecție va fi obținut din drepturile de royalties. Proiectul anunțând că 75% din aceste venituri vor fi distribuite lunar comunității Ultras NFT. Trebuie menționat că pentru a obține aceste reward-uri va trebui să mintați cel puțin un NFT din colecție și să-l aveți în wallet în ziua în care proiectul va distribui veniturile respective. De asemenea, dacă NFT-ul deținut este listat la vânzare, nu veți putea primi veniturile pasive din perioada respectivă. Bineînțeles, dacă mintați mai multe NFT-uri din această serie, venitul obținut va fi mai mare, în funcție de numărul de suporteri pe care îi aveți în portofel. Echipa proiectului introduce și alte avantaje pentru proprietarii acestor NFT-uri, anunțând că vor organiza chiar anumite giveaway-uri sau campanii de airdrop destinate holderilor.
Iar un alt lucru important este faptul că deținerea unui astfel de NFT vă va oferi pe viață accesul pe platforma NerdyTips și nu veți mai fi nevoiți să plătiți un abonament. Un avantaj foarte mare dacă luăm în calcul că prețul unei subscripții este de aproximativ $40 pe lună. Practic, pentru cei care doresc să acceseze serviciile acestei platforme, prețul unui NFT este foarte atractiv, fără a mai lua în calcul și veniturile pasive ce pot fi obținute în următorii ani și care chiar pot ajuta la amortizarea prețului plătit. Tocmai din acest motiv, colecția a fost sold out în primele două etape de sale. Prima etapă a fost campania de private sale organizată pe 20 aprilie, unde proiectul a alocat 200 de NFT-uri, în timp ce etapa de drop 2, în care a fost alocate 300 de NFT-uri, a fost sold out în mai puțin de 3 ore. În momentul creării acestui material, proiectul se pregătește de a treia campanie de sale, unde le va oferi celor interesați să intre în acest proiect posibilitatea să minteze unul din NFT-urile colecției la prețul de 1,5 gold. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că deși prețul unui NFT a crescut în această etapă, având în vedere că mintarea urmează să ajungă până la 2 gold în ultima campanie de drop, putem minta aceste NFT-uri la un preț chiar mai mic decât în celelalte etape de sale, care să nu uităm că au fost sold out. Și asta pentru că piața cripto trece printr-o corecție, iar prețul monedei gold este mult mai mic în această perioadă, oferind încă un avantaj celor care se gândesc să minteze un NFT din această colecție. Ultras NFT anunță pe site-ul oficial și roadmap-ul pentru acest an, unde oferă detalii și despre aplicația NerdyTips pentru iOS, ce urmează să fie lansată în 2022, și chiar anunță că are ca obiectiv implementarea unei metode de plată cu tokenul e-gold pe această platformă până la sfârșitul acestui an. Iar dacă doriți să cunoașteți echipa proiectului, găsiți tot aici mai multe informații despre membrii acesteia și puteți accesa conturile de LinkedIn și Twitter ale acestora. Vedem că echipa este formată din 3 membri, Daniel Ionescu și Mihaela Dobre, având deja o reputație în spațiul blockchain, fiind implicați și în alt proiect NFT prezentat pe canal numit Cat Mafia, în timp ce Vlad Neagu se ocupă de partea de social media și de partea juridică a proiectului, având în vedere că se axează pe industria pariurilor sportive. Ca o notă personală, consider că Ultras NFT este unul dintre cele mai interesante proiecte NFT prezente pe Elrond, având în vedere că oferă deja o utilitate în cadrul unei platforme construite cu mult înaintea lansării acestei colecții, iar beneficiile oferite sunt valabile comunității încă din prima zi de mintare. Iar faptul că proiectul este dezvoltat de o echipă care are deja o experiență în spațiul blockchain și se axează pe domeniul pariurilor sportive, o industrie foarte populară la nivel global, îmi oferă o anumită încredere în viziunea acestui proiect. Dacă doriți să aflați mai multe despre proiectul Ultras NFT, găsiți în descriere linkul către site-ul oficial, unde puteți accesa și white paper-ul și puteți fi la curent cu următoarea etapă de sale ce va avea loc pe platforma Trust Market. Sunt curios ce părere aveți voi despre colecția Ultras NFT și de beneficiile oferite, dar și despre platforma NerdyTips, care practic stă în spatele acestui proiect NFT. Lăsați în comentarii părerile voastre, iar dacă aveți alte proiecte pe care ați vrea să le prezint în viitor pe canal, le puteți posta mai jos. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!